G2A. Pujolește, prețurile invadează jocurile. Răpește, G2A. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Kingdoms and Castles. Ei bine, au crescut livezile și după cum se poate vedea, nu primim absolut niciun bonus, fraților, de la acest windmill. Scuze că am intrat așa super, super, super în priză, pentru că voiam neapărat să scot chestia asta în evidență. Discutam noi în episodul trecut că livezile într-adevăr sunt bune pentru că nu se inundă, dar nu primesc bonus. Pe de altă parte, 24, 23, 26, 30, wow. Păi ești nebun. Hai să zicem un 24, 24 pentru blocul, 4 blocuri ocupate. 8 cu 7, 15 cu încă 8, cât vine, mă? Nu mai știu să calculez. 23 și cu, da, uite, vedeți, deci mult mai mult, mult mai mult. Singura chestie atâta, că nu se inundă. Mi-e ciudă chestia asta, că nu-și primesc bonus. Nu-și primesc bonus, mamă lor de... Ok, altă întrebare. Baris mare de foc. Bun. Hai să facem așa, dragii mei. Hai să facem așa. Acest episod, mă gândesc eu să fie ultimul nostru episod, deci o să încercăm să facem cât mai mult posibil astăzi. Ultimul nostru episod de Kingdoms and Castles. De ce? Pentru că al vostru drag și scump de nască are foarte multe alte jocuri pe care vrea să le arate și pe care vrea să le joace împreună cu voi și nu se poate să ne limităm așa doar la Kingdoms and Castles, plus că mai vrei și Remold. Să nu uităm de Remold, fraților, că lumea a ales Remold, am avut linkul ăla în descriere, toată lumea dorește Remold. Mă rog, câțiva oameni, 5-5. Și, na, trebuie să jucăm și Remold Firaral să fie. Bun, hai să mai băgăm aici încă vreo 10 soldăței, ca să ne creștem noi armatele astea ale noastre pe aici, în cazul în care se mai trezește vreun gușter să ne vină să ne omoare. Ok, cred că una aici și una aici ar fi mai mult decât suficiente. De asemenea, am zis noi că am vrea foarte tare niște livezi. Bam și bam, kabum, kapam, kapum. Așa, și pentru livezile astea vrem noi să punem niște hambare pe aici, punem, nu știu pe unde, pe unde am putea să punem aceste hambare. Un hambar ar putea să-l băgăm aici, numai că ne... Bine, dacă punem pe aici livez până în capătul ăla acolo, oricum nu o să mai putem face mare lucru. Aici nu pot să pun hambar pentru că motive, știi ce? Hai să mutăm puțul ăsta aici. Ok, și să avem un puț aici, poate, și să-l ștergem pe ăsta de pe fața pământului, ca să pot eu să pun un hambar aici și să stau liniștit, că poate ajunge mâncarea de la livez la hambarul meu acolo, da? Ok, și acum să vedem aici, da, deci asta nu o să putem, nu știu, cum, ce putem face noi aici? Am putea să punem, mă gândesc, una dintre asta, ca să ne mărească pur și simplu spațiul ăla de acolo, disponibil. Pe aici, pe noi, nu știu pe unde, mă-nțeleg. Numai că asta înseamnă că vrem să punem pe aici alte prostioare, nu li vezi. Na, mă, fă așa. Fă așa, punem li vezi pe margine. Ok? Punem li vezi pe margine și pe acolo, pe lângă, punem niște ferme să fie. Că nu cred că se supără nimeni pe noi dacă punem așa ferme să fie pe acolo. Și cu asta basta. Cu asta basta, nu ne mai chinuim noi foarte tare. Bun! Hai că arată, începe să arate frumușel. Mai vreau totuși foarte, foarte tare să văd aici în zona asta dacă putem la fel să trântim noi niște turnuri extra, ultra, super, șmechere, cum s-ar zice. Nu știu exact în ce formațiune. Nu, așa, town. Așa, ceva de genul ăsta, frumușel. Super, a venit dragonul pe capul nostru, l-aud înainte să văd amenințarea. Așa. No. Nu mai am. Ok, bine, nu mai e. Hai să-l vedem înainte să-l omoare gușterii. Aoleu, am uitat de partea asta. Am uitat de zidul de pe partea asta, băi, fraților. Ce, nu spuneți nimic? Mare? Hai să vedem unde aterizează. Nu. S-a dus ferma, frate, ești cu capul. Da, era o fermă acolo. Deci tot mă duce pe ăsta central după, nu știu, se întâmplă ceva. Cred că după ce dispare dragonul, mă, sau după ce dispare o unitate, mă duce automat la, înțeles acum, după ani și ani am înțeles și eu în sfârșit ce a vrut ăla să zic acolo. Bun, gata, drăgilor, am terminat și partea aia de acolo. Oameni care stau degeaba nu prea avem, din păcate. Ok, și hai să vedem aici ce mai reușim noi să facem. Am uitat complet de partea asta a castelului.
Așa, 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 așa. Aici ar avea rost să ne băgăm să mai pe o diagonală, așa cumva. Ar fi frumos ceva de genul, nu? Mai avem pietre. Mă, crește treaba cu pietre. Hai să vedem cu plus 100. Aici avem căcălumăria ta, plus 6, minus 1, corect, pentru că am oprit minele de fier, plus 9 și acolo 0. Bun, întrebarea mea este în felul următor. O mică paranteză până mai, ne mai crește piatra. Bun, l-avem pe nena, cum te cheamă, mă? Allen, 210. Ok, la nena asta aici cred că vrem să ne ducem noi cu restul de soldăței. Vino aici, my friend. Ca să poți și tu recruta de acolo. Și să ne facem un picuț de cap. Ok, mai avem un pic de piatră? Mai avem un pic de piatră, perfect. Nu mă, nu mă, nu mă, nu. Înțelege-te că nu. Tot le pun aiurea și nu știu ce. Ok, bun, cred că ceva de genul până aici. Și gata, iar mai avem piatra. Fie rar să fie. Ai venit? A ajuns, mă, omul nostru. Ia, mă, 210. Aici ăștia s-au antrenat. Încă 10 inși. 250. Serios? Serios? Rușine să fie. Hai, mă, încă 10 inși. Fii atent că nu mai au oameni de unde. Caută muncitori, caută locuitori și nu mai au de unde gușterii. Ok, ok. Bun, păi atunci hai să mai trântim niște case, ce pot să vă zic? Da, ușurel, 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 my friend. Nu mă speria în halul ăsta. Hai să mai crească puțin mâncare. Să mai trântim un grânar aici. Așa, și aici nu avem cum să mai trântim un grânar decât dacă îndepărtăm puțul ăla de acolo și nu vreau să fac chestia asta, nu facem prostii de genul. Ok, hai să ne uităm un pic raza puțurilor noastre. Da, nu, deci puțul ăla acolo moare. Dar am putea să punem un grânar mai micuț. Știu că nu e cea mai plăcută perspectivă, dar nu cred că ne strică foarte tare dacă avem un grânar mai micuț pe acolo. Uite, și pe aici putem să facem fix aceeași chestie. Un grânar pe aici, un grânar pe acolo. Mai umplem. Da, știu că pot să mut puțurile, dar nu vreau să mut puțurile. Mie îmi plac puțurile mele. Așa. Bagă, my friend. Hambare peste tot. Ce pana mea. Yeah. Bagă și aici, la fel. Tupa, tupa. Gata. Gata. Tu pare să-l tragi meche. Ia uite și aici, am uitat de partea asta. Corect, corect, corect. Pam, pam, pam. Frumos, frumos, frumos. Urmează aici să mai facem un pătrățel mare. Ok, că mai facem vreo de piatră. Gata, m-am sucurost? Abia acum aici, nebun. Oh my god. Greu, bă, greu. Hai să mai recrutăm aici 2 inși. Bun, frumos, frumos, frumos. Hai să vedem și la castelul nostru ce mai construim. Pe partea asta un picuț. Hai și pe partea asta să fie. Și aia a fost tot. Mai intră unul? 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 Bă, câtă piatră mă consumă unul din ăsta? 15 piatră, ok. Bun, hai că mai rezolvăm și partea asta aici, un picuț așa, cât de cât să fie. Bun, hai să vedem mâncarea, 241 momentan. Suntem pe 0 cu cărbunii, ceea ce înseamnă că mai trebuie să mai trântim un pic de aici de cărbune. Mai trebuie să băgăm acolo sau am putea să ne mișcăm pe aici cu... Oh my god, ce are asta, mă? Bă, bă, ce-am făcut, mă? De ce îl închisesem, fraților, pe ăla? Nu știu. Chiar nu știu să vă spun. Poate am închis, am crezut că închid mina asta, dar de fapt selectasem pe ăsta, a? Da, dubios, dubios, super dubios. Nu știu ce să vă zic, extraordinar de dubios. Da, ziceam de cărbune, de cărbune, dacă ar fi cazul să ne mutăm cu toată industria pe aici, pe lângă. Eu știu ce să vă zic, nu știu ce să vă zic. Hai să lăsăm momentan aici, dacă tot avem zona asta lângă castel cu focul, să fie frumos așa. Să nu ne dăm acum înapoi, nu? Bun, hai să mai vedem. La castel, la castel, la castel. 1. Da. Așa. Bun, în partea asta, la altă. Aceeași mecherie. Ok. 30 și un picuț de oameni. Acolo care muncesc de zor. Da, și de ce ziceam ultimul episod? Că în momentul de față am făcut. Deci noi am început această serie, miniserie, serie, cum vreți voi să ziceți. Cred că, ținând cont de faptul că a trecut de 5 episoade, putem să zicem că e o serie. Pentru update-ul cel nou, da? Update-ul care ne-a introdus nouă pe ductele astea și, de asemenea, rezervorul. Da?
Deci pentru chestia asta, bine, și moara de apă, foarte extra, ultra șmecheră. Dar ca idee generală, asta, pentru asta am început noi, da? Plus cu turnurile de lemn pe care le-am înlocuit pe parcurs pentru că a venit odată un atac de vikingi și ne-a distrus totul. Plus foarte multe chestii, am văzut noi de substrat, foarte multe chestii de fundal. Wow, acum realizez cât de mare e partea asta de populație, dude. Immens, e huge. Însă și ne crește și nouă mâncarea în hambare. Da, deci foarte, foarte multe chestii de substrat, ziceam. Ce n-au, mă, n-au cărbune. Bă, bă, mă, bă, bă, hai să nu ne mințim. Avem acces la piață? Nu Town Square. Piață, dude. Piață, piață. Cum arată piața? Nu. A, deci n-are, nu arată. Ok, dubios. E, poate că... Mă, unde sunteți voi cu cărbunele, man? Uite, 51, what the fuck? De ce nu trebuie să iei la cărbune? Nu este un charcoal shortage, să știi. Uite și tu că piața are 47 de bucăți de cărbune, deci... De ce nu te duci tu acolo să iei cărbune? Nu știu. A, da... Stai, mă! Eu acum mă uit, pentru că n-are locuitor casa asta, dude. Noi avem locuri pentru 975 din populație și stai așa, hai să băgăm un festival, hai să hai, ușurel, să ne crească populația, mai friend. Cum am realizat eu că de fapt alta era problema noastră? Ok, bun, aici e pe minus, aici e pe plus un picuț și aici e zero complet pentru că nu mai facem. Ok, am terminat băieții, perfect, hai să recrutăm. Oh, 305, frumos, îmi place. Ok, hai să vedem aici la castelul nostru dacă mai putem pune o arbaletă. Mă enervează chestia asta, glitch-ul ăsta vizual, nu știu de la ce e, dar mă enervează extraordinar de tare. Bă, să sperăm că e ok. Ok, bun, my friend, ce ziceam noi că punem aici? În zona asta, poate? Să lăsăm zona asta să fie, hai să fie mai apropiate. Să punem două turnuri mari, unul pe aici, unul pe acolo. Să vedem dacă reușim să facem ceva. Ok, deci am zis la nivelul ăsta și pe aia pe aici, da? Și pa, da? Mai vedem pe parcurs ce facem noi acolo. Și să lăsăm și oamenilor, nu știu, să treacă frumos pe aici. Da, le putem face un pod. O chestie frumoasă. Nu zic nu. Și știm că dacă punem arbaleta acolo, am văzut din seria trecută că îi distrugem pe fraieri. Îi călcăm în picioare. Nu există. Dacă vin pe acolo. Dacă vin printr-o zonă din asta pregătită de noi ca un fel de capcană. Ok, aici am uitat să fac turnul final. Băi, ești cu capul? Ce nu ziceți, mă, nimic? Cred că nu mai trebuie un rând. Stai, încă un rând. Tot îmi vine să apăs aici, mă duc așa, dar de fapt trebuie să pun la baza. Așa. Bun, perfect. Și acum hai să vedem o arbaletă. Perfect. Și 20.000 de arcași. Bravo. Opa, stai așa un pic. Da, arbaleta e la același nivel cu celelalte. Perfect. Bun, și aici deci aceeași poveste, cum s-ar zice. Cred că putem chiar să fii atent. Un drum să vină până în centru și atât. Nu cred că mai avem nevoie de altceva. Ok. Bă, ar fi șmechea. Da, nu pot când nu pot să trag o linie. Ok, bun. Așa, șbang. Deci asta este 1, da? 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ăla a fost. Și după ce se termină acolo, o să putem să le punem și pe celelalte la fel, da? Sperăm. Să sperăm. Ok, 73 fericire, toată lumea este super fericită. Avem, frate, cărbune, avem cărbune. Incredibil, nu vine să cred, bravo. Bravo, sunt mândru de tine că avem cărbunele, Doamne Dumnezeule. Ok, ce mai e de făcut? Nu știu dacă are rost să mai facem ceva. tot apăs delete în loc să... Trebuie să apeși butonul, nu trebuie să apeși delete. Și mereu e de treaba asta, sunt capsoman, iertați-mă, aveți milă de un suflet amărât care nu știe cu ce se mănâncă jocul ăsta. După atâta timp. Ok, hai să băgăm și aici. Pac. Nu. Așa.
Nu te prosti, nu te... Așa, domnule. Mai extindem un picuț. Bine, deja în momentul ăsta am putea să ne ducem și pe pământ, că în zona asta general nu avem ce să facem. Da, mă gândesc că e păcat să nu lăsăm așa un picuț de o grădină de ceva, mă. Șmecherie. Ar fi interesant de lăsat. Gata, mă, bă, îmi cer scuze că n-am, deci am muncit oamenii ăștia de zor să ne facă aici șmecheria și eu ca prostul am știut când am apăsat, na. Eh, să mai întâmplă, ce să-i faci? Hai cu 3 blemne, hai cu 3, mamă, deci ăsta e Hercule, fii atent, a venit cu 3. Gata. Frumos, frumos, frumos. Băi, deci îmi place orășelul nostru. Tot respectul, frate, tot respectul. Bine, noi jucăm la o dificultate nu exagerat de mare, adică... știm dinainte că jucăm la... Să fie plăcut, totuși, da? Asta era ideea. Dacă vrem să fim de buni și să ne surghiunim pe aceea, da, putem să creștem dificultatea. Dar asta rămâne la latitudinea voastră, dacă doriți voi. Opa, cum am făcut, mă, mâncați-a sufletul tău? De ce să mă unele mai jos, joase decât altele? Nu-l mai distrug acum, așa rămâne, lasă-l. Pana mea, nu mai mă joc ele. Băi, când vine iarna, e o plăcere ce se întâmplă aici. Ia să vedem, hai băieți, mișcați. Băi, eu am pus ochii pe un joc care merge și modat. Mă muză că după aia se duc fiecare și stau acolo la locușorul lui. Life is feudal. M-am uitat și eu pe la alți oameni, mai deștept decât mine. Mă, pare interesant rău de tot jocul. O singură bubam și anume faptul că este foarte încărcat jocul respectiv. Puteam să nu pice pe altceva decât pe apeductul meu și pe puț. Jesus fucking Christ. Nesimțire, bă, să știi. Ești mârlan, bă. Să sperăm că se mișcă lumea super repede, pentru că abanul nu o să se miște repede. Ba da, că avem foarte mulți oameni care stau degeaba. What the hell? Oh my god. Ceva de... Ce înseamnă să-ți moară apeductul? Ești de mult rezervorul. Dude. Da, corect. Teoretic aici ar trebui să fie toți oamenii să muncească de zor, pentru că avem foarte mulți oameni care stau degeaba. Deci nu pot să cred că tă mâncare producem în momentul de față. Am reușit acolo ceva. O să selectez apeductul. Doamne, până aduc ăștia piatra mi se face rău. Bun, dragii mei, cred că cam atâta. Cred că este cazul să ne luăm la revedere. Nu mai am ce să mai fac. În momentul de față avem o civilizație extraordinară. Avem un imperiu de care domină. Numai atât, în momentul de față am putea cumva, dacă ne-ar permite jocul, să ne ducem să noi peste vikingi. Să omorâm noi vikingi, dacă există o posibilitate de genul ăsta, dar nu cred, ar fi interesant. Până una alta, m-ar interesa să văd, primul și în primul rând, dar asta nu înseamnă, stai așa, m-ar interesa să văd trade, da, adică comerț, să putem să facem și noi comerț cu exteriorul, că momentan suntem pe insulă și nu știu, parcă suntem așa pierduți de lume, nu suntem mai nimănui. Dar ca să poți să faci comerț, știm și din alte joculețe precum Banished, spre exemplu, asta înseamnă să ai o varietate destul de mare de produse, da? Și în momentul de față noi ce avem? Avem grâne, lemn, piatră, eventual unelte, pentru că avem fier, da? Deci nu avem foarte multe opțiuni în materie de un posibil comerț, da? Și na. Asta e, ar fi, mă gândesc eu, buba cea mai mare în momentul de față. Ok, dacă ați rămas cu mine până acum, un mi like, un comentariu, un share, dragilor. Poate o abonare, dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București. Bună seara, România. Pe data viitoare.